pornit-o. Da? Da. Deci 9 de la 73. 9 de la 73. E. E. 2 radical din 3 plus 3, totul la pătrat. 2 radical din 3 plus 3, totul la pătrat. Da. Ori 2 radical din 3 minus 3, totul la pătrat. Minus radical din 11 minus 4 pe lângă. Asta în propria da, pe lângă radical din 11 plus 4. Egal. Am profesor, am o întrebare. Eu? Putem să scriem 2 radical din 3 se mulțim paranteze. 2 radical din 3 plus 3 tot la 2, 2 radical din 3 minus 3 tot la 2, și încă la 2 B la 2, egal cu B tot la 2. Asta era. Asta am vrut să spun și el, dar n-a nimerit-o. Nu mi-a ieșit pe gură. Da, nu mi-a ieșit, mă. Deci A la 2. Ceva tot acolo. Ori, ăsta B la 2, înseamnă A ori B, totul la 2, mă. Așa, asta vreau. Dacă e înmulțirii, atenție, numai la înmulțirii, la vreau să scădeți, nu spuneți odată așa că mă speriați. Două unități. Înjurăm profesorul. La ce și el, da? Deci pur și simplu este gravă greșeala. Așa, dar asta ori asta, fiindcă sunt la a doua amândouă, că dacă asta era la a doua și asta la a treia, nu mai puteai face chestia asta. Îți mai rămâne un termen de asta. Și așa că voi scrie Anca, Anca, vei scrie ce? 2 radical din 3 plus 3 pe lângă totul de mulțit cu 2 radical din 3 minus 3, toate astea într-o paranteză dreaptă, să zicem, ancar, la a doua. Deci A la a doua ori B la a doua face egal cu A ori B tot la a doua. Pe lângă paranteză pătrată. O altă paranteză pătrată, zici tu, dar aici am putea reacționa deodată. Ca să nu mai pierde. Nu, minus este aici. Minus, observăm. Radical din 11 la a doua. Deci minus A minus B pe lângă A plus B face după formula la a doua, adică ăsta în locul întâi. Deci face minus în paranteză, o paranteză dreaptă, să zicem, radical din 11 la a doua, minus 4 la a doua. Și este egal mai departe, egal cu Tudor? Egal cu 2 radical din 3. Poți să spun eu cu 2? Totul. Așa, așa. La puterea a doua. Foarte bine. Deci 2 radical din 3. Totul la a doua, minus? Minus 3 la a doua. Ai aplicat acolo format, tot în paranteză dreaptă. Haideți să nu mai faci asta. Deci când l-am pus pe el, nu-ți pot, spun eu, că e dat una din nu s-a văzut. Adică, el tot mai porni să dea. Minus? Minus? Paranteză dreaptă. Paranteză pătrată. Da, pătrată. În paranteză ce este? Radical din 11 la a doua. A doua. 11. 11. Minus. 16. Minus 16. Aici mă trebuie paranteză dreaptă. Rotund, să zicem, da? Trebuie pus asta rotund, că minusul ăsta va afecta pe amândoi termene. Ce egal mai departe cu? Egal cu... rotundă, să zic acum. Rotundă. Anca? 2 radical din 3 la a doua, adică 2 ori... Nu, 2, 2 și el la a doua. 12. 4 ori 3, 12. 12 minus 3 la a doua, 9. Da. Pe lângă... Pe lângă... Nu, minus, văd că e minus. 11 minus 16... Nu, păi facem calcul. 11 minus 16 egal cu... Minus 5, cu minusul în față vine plus 5. Și egal cu 12 minus 9, Adi? 12 minus 9 e 3. 3 plus 5, 3 plus 5 și egal cu 8. Final, 8.
Da? Deci răspunsul este 8. Mai vedem o dată. Ce a fost aici important? Ce credeți? Egeșițul ăsta, Tudor, pentru ce a fost dat? Ce a vrut să vadă autorul la noi? Dacă știm cum... Da. Formula aia, dacă nu știm. Ai, ai, primul. Deci dacă nu observam că a la doua ori pe la a doua este egal cu a ori pe totul la a doua, nu aveam șanse să pornim egeșițiu, pentru că nu puteam spune totul la a doua. Și aici interior, a plus b pe lângă a minus b, care face a la a doua minus b la a doua. La fel și radical din 11 minus 4 pe lângă radical din 11 plus 4. Deci au avut în conținut, egeșițiul ăsta, formula asta și a la a doua minus b la a doua. Da. Pe asta ne-am bazat, da? Mergem mai departe, te rog. Da. 5 radical din 2 minus 6. 5 radical din 2 minus 6. Minus 6. Totul la a doua. Pe lângă 5 radical din 2 plus 6 la a doua. 5 radical din 2 plus 6, 6 la a doua. La a doua. Plus radical din 15 minus 5. Radical din 15? Minus 5. Minus 5. Pe lângă, totul pe lângă. Radical din 15 plus 5. Îl face Tudor. Nu era 12 minus 9 la a doua? Ba da, totul la a doua. De ce totul la a doua? Ah, foarte bine. Aici am uitat pe domnul. Foarte bine că intervenim, că ieșițiul ne-a scăpat din mână. La a doua, Tudor, e. Și și ai și 8 rezultatul final. Da? Deci ăsta 2 de aici, da. La a doua ăsta am uitat. Da, mi-a dat la fel și de aia. Foarte bine, foarte bine ați făcut. Și acum vine 12 minus 9, 3, 3 la a doua. 3 la a doua și la a doua, domn profesor. Da, la a doua. Și e 9, face 9, 9 și 5, 5, 14. 14. Că ne-a dat așa și... Corect, dar interveniți, nu lăsați așa. Zic da? Să intervină copilul, că și el a dat la fel. Da, foarte bine, foarte bine. Este egal cu paranteză pătrată. Da, paranteză. Deci vedem 2, 2. Și am, lucrează în nou formula aceea de sus, deci va fi paranteză pătrată. Rotundă. Din. 5 radical din 2 minus 6, tot pe lângă. 5 radical din 2 plus 6. Totul la pătrată. Totul la puterea a doua. Așa, totul la a doua. Plus. Plus. Radical Anca. Din... Plus radical din 5 radical din 2... Nu. Radical din 15 minus 5 pe lângă... Păi este deja scris, Anca, așa? Mai... Te rog să-mi dai, dai răspunsul. Radical din 15 la a doua, adică 15. 15 minus... Minus 5 la a doua. Adică 25. 25. Într-o paranteză, nu mai este importantă paranteza, pentru că e plus aici. Da, și... Dacă ar fi fost minus, ar fi fost foarte important. De data asta nu mai... N-am nicio emoție că aș greși dacă mă paranteză. Merg mai departe. Cine face? Tudor. 5 radical din 2 minus 6, tot la puterea a doua, adică... Da. 10... 25. 10. 25 ori 2, 50. Că este 5 radical din 2 la a doua, nu? Da. Și 5 radical din 2 la a doua, 5 la a doua fac 25, 1, 2, 50. 50 minus... Minus 6 la puterea a doua, care este egală cu... 36. 36. În paranteză. Plus... Totul la a doua. Foarte bine, Andy, totul la a doua. Plus 15 minus 25. Adică minus cât? Minus 10. Minus 10. Da? Și egal cu Adi, Adi egal da. Cu cine? 24 la a doua. Deci, 24 la a doua. Da, 24 la a doua. Minus 10, 10. Egal cu 24 la 4. Ce faci 24 la 4? 576? 576. 576, ați avut dreptate, da. 576 minus 10. 566. 566, răspunsul final. Mergem mai departe. G. 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 3 radical din 2.
Deci 3 radical din 2 minus 4 minus 4 la a doua. Totul la a doua. Domnul profesor, 50 minus 3, 6, acolo dă 14 la a doua, nu 24. Păi, tu ai zis și am scris. 50 minus 3, 6, 14, mă. Deci 24. Eu am zis. Scris așa. Adio. 14 la a doua minus 10. Deci 14 la a doua. 196 minus 10 186. Și Mirona intervine și ne dă câte o palmă. Mie că scriu prostii și el că dictează prost. Da? O de fiecare dată. Deci suntem la G, da? Da. 3 radical din 2 minus 4 la a doua, pe lângă 3 radical din 2 plus 4 la a doua, plus la a doua, minus radical din 17 minus 4 pe lângă radical din 17 plus 4. Tanca conduce. 14 sau 17? 17. 17 ai zis, nu? Radical din 17 minus 4 pe lângă radical din 17 plus 4. E da. Corect. 3 radical din 2 minus 4 la... din 4 pe lângă 3 radical din 2 minus 4 pe lângă 3 radical din 2 plus 4 și totul într-o paranteză dreaptă la pătura asta, da, la a doua, minus 17 până într-o paranteză sau nu? Da. Că e minusul din față ăsta, da. Care ne afectează, deci minusul în paranteză 14, 17 minus Tudor? 17 minus 4 a doua, care înseamnă 16. 16. Și egal cu? Egal cu 3 radical din 2 la puterea a doua, care este 9 ori 2, care este 18. 18 minus? Minus 4, 16. Corect, 16. Totul la 2. 4 la 2. Da. Minus 1. Minus 1. Și egal cu 18 minus 16. 2 la 4. 4 minus 1, 5. 3. 1 egal cu 3. Ăsta e punctul G. Altceva? Da, acum 10. 10 la 4. Mai ești un H. Ba nu, H-ul nu-i zis. O, da. Ne-ai zis și H? Da. H. H atunci. 4 radical din 2 plus 7 la a doua. 4 radical din 2 plus 7 la a doua. La a doua. Ori 4 radical din 2 minus 7 la a doua. Minus 7 la a doua. Plus radical din 19 plus 15 pe lângă radical din 19 minus 15. Radical din 19 plus 15. Pe lângă radical din 19 minus 15. Radical din 19 minus 15. Egal cu? Da, te rog. Pătrată rotundă, 4 radical din 2 plus 7, pe lângă 4 radical din 2 minus 7, totul la a doua, plus 19, da, minus 15, și egal cu? 19 minus? 15 la a doua. Așa, mă. Nu mai trebuie să pun în paranteză, că e plus, da? Da. Și egal cu 32. 32 minus? Minus 7. Minus? 28. 49. 49. Totul la a doua. Plus 19. Minus 15. Cât face la 15 la a doua? 15. 225. Da. Eu spun și tu zici da. Vine egal mai departe cu? 39 minus 49 minus... 32 minus 49. 32 minus 49. Da, tu răspuns că ați dat trecut. 32 minus 49 face? Minus 17. 17, da. Minus 17 la a doua. Minus 17, totul la a doua. Plus... Ia să vedeți, face calculul. Oricum dă cu minus. Minus, sigur.
206. Minus 206. Și egal cu? Egal cu 17. O 17, 289. Da. 289. 189 minus 206. 83. Hai să vedem. Răspunsul la acesta este... Acum să intrăm la exercițiul numărul... 10. 10 de la pagina 74. Suntem pe voi. 10 de la 74. Deci punctul 2. Important e că ați înțeles, nu mai contează. Trei radical din 2 minus radical din 3 la a doua. Trei radical din 2 minus radical din 3 totul la a doua. 3 radical din 2 minus radical din 3 totul la a doua. Minus 3 radical din 3 minus radical din 2 totul la a doua plus radical din 2 plus radical din 3 pe lângă tot pe lângă radical din 3 minus radical din 2. Ce e nou aici în exercițiul ăsta? Acolo la prima nu e mulțire. Nu e mulțire, nu mai putem trece, că n-am pătrat. Se trebuie binomul A minus B totul la pătrat. Păi cu cât e egal A minus B totul la pătrat? Hai să le vedem aici. Da, A minus B totul la pătrat egal cu? A la a doua. A la a doua minus 2AB minus plus B pătrat. Iar A plus B totul la a doua. Nu avem A plus B, dar îl punem. Da, egal cu A la a doua plus 2AB plus B pătrat. Da, dezvoltăm acolo, da? Da. Și zicem, egal cu. Fac 6 radical din 2. 6 radical din 2 radical din 3. 6 deci, radical din 6. 6 radical din 6. Deci de 2 ori locul 1 ori locul 2. 2. 2 ăsta din formulă. 2 ăsta din aici. Ori locul 1. 2 ori 3, 6 radical din 2. Ori radical din 3 face. Radical din 2, radical din 3 fac radical din 6. Din 6 radical din 6. Minus 6 radical din 6. Plus? Plus radical din 3 la 2. Radical din 3 la 2 3. 3. Simplu 3. Deci am terminat cu primul binom. Da. Minus. Al doilea are. 3 ori 3, 9. Minus, punem paranteză că minusul va afecta tot. 9 ori 3, 27. 27. Minus, cât e? 3 radical minus de 2 ori. Da, 2, 6 radical din 3 ori radical din 2, tot 6 radical din 6. Minus 6 radical din 6. 6 radical din 6 plus 2. Plus 2. Plus radical din 6. Plus 2. Atenție, care e A și care e B aici. Putem să spunem radical din 2 plus radical din 3 pe lângă radical din 2 minus... Nu poți zic așa. Păi ăsta poți zic radical din 3 plus radical din 2 pe lângă radical din 3 minus radical din 2. Da. Deci nu poți să schimbi minusul între plus.
Cine au, cine-i B-ul? A-ul este cine același lucru și în stânga și în dreapta, deci radical din 3. Da. Iar B-ul opus. Da. Opuse, deci radical din 2 și minus radical din 3. Deci vine A la a doua. Adică radical din 2. Adică radical din 3. La a doua. A, da. Deci ăsta e A-ul, adică. Și ăsta e B-ul. Da? Deci A-ul, insist. A-ul este cel care la fel și într-o paranteză și în cealaltă. Iar B-ul trebuie să fie de semn contrar. De semn. Deci vine radical 3 la 2 minus radical din 2 la a doua. Și este egal cu Anca? Egal cu 18 și cu 3, 21. 21 minus 6 radical din 6. Hai, Anca, hai. 21 minus 6 radical din 6. Minus 27. 27 și cu 2. 29. Dar minusul din față vine minus 29. Plus 6 radical din 6. Da. Plus mai departe. Radical din plus 3. Plus 3. Minus 2. Minus 2. Și avem radical din 6. Zi. 6 radical din 6 cu minus radical din 6 se reduc. Că sunt de semne contrare. 21 minus 29. Minus 8. Minus 8. Și plus 1. Minus 8 plus 1. Minus 7. Minus 8 plus 1. Minus 7. Terminat aici. Ce a fost nou aici? Nu uitați, era și cer că nu a fost înmulțire. Binomul. Nu a mai fost înmulțire. Deci pe fiecare în parte, pe fiecare în parte trebuie să-l ridică la pătrat. Da? Dacă ar face înmulțire, ce spuneam? Cele două paranteze, totul la pătrat. Aici autorul ne-a testat să vadă dacă acționăm ca și înainte. Ori a fost grav, foarte grav. Te rog? E. 8 plus radical din 10. Într-o paranteză să le punem pe astea. Da. Da. Ori, deschideți paranteză pătrată. 8 plus radical din 10. Ori, paranteză dreaptă. Da. 3 pe lângă radical din 10 minus 2. Radical din 10 minus 2. 2. Așa? Da, minus. Minus 2 pe lângă radical din 10 plus 1. Închideți paranteza dreaptă. Da. Minus. Deschideți o altă paranteză. Radical din 19 minus 9. O rotundă? Da. Radical din 19 minus 9. Pe lângă radical din 19 plus 9. Andi lucrează. Egal cu 8 plus radical din 10. Lăsăm așa deocamdată. Da. 8 plus radical din 10 ori paranteză pătrată. Da. Paranteză pătrată. 3 radical din 10. Da. 3 radical din 10 minus 6. 6. Bine. Minus 2 radical din 10. Da. Minus 2. Minus 2, bine. Închide paranteza. Minus 19 într-o paranteză rotundă. Da, 19. Minus 81. E B pătrat, da? Da. Egal mai departe cu? Egal cu 8 plus radical din 10. Plus radical din 10 pe lângă 3. 3 radical din 10 minus 2 radical din 10 înseamnă un singur radical din 10. Deci rămâne radical din 10. Minus 8. Minus 8, da. Minus 19. Plus 81. Hai, fă calculul ăsta. 81. 81. 19. 62. Deci 62, spui tu, da? Da, 62. E minus 62. Minus 10, da. Și cu minus de față vine plus 62. Și egal mai departe cu? Egal cu... radical din 10 la a doua. Foarte bine, radical din 10 la a doua.
Ori... Atenție! Se reduc. 8. Nu, no, nu. No. Păi nu, pentru noi sunt cu plusul, cu minus. 64. Păi ia la a doua minus B la a doua. Deci vine radicale, zici la a doua, minus 64. Da, așa am zis. Minus 64, dar era zis greșit că se reduc. Deci suntem pe A plus B pe lângă A minus B, înmulțire. A plus B pe lângă A minus B, face A la 2 minus B la 2, face radicale 10 la 2, minus 64, 4 plus 62. Și egal cu? Egal cu 10, da. Minus 64 plus 62. De fapt, primează și minus cât? Da. Minus 2, adică, nu? Da. Minus 64, 2. Da, minus 2 și 64, 10 minus 2 face egal cu 8. Din nou, ce a vrut autorul? Ce a dorit el aici? La a, ca să facem paranteza aia și să mulțim. Să facem paranteza aici, să reducem termenii asemenea cu radical din 10. Nu? Și după aceea să facem înmulțirea dintre alea 2. Sigur, ne-ați condus cu A la 2 minus B la 2 aici. Da. Formula A la 2 minus B la 2. Asta am vrut să vadă. Te rog, Miela. Da. E exercițiu... Da? 13 minus 3 radical din 2. 13 minus 3 radical din 2. Într-o paranteză, așa. Ori, paranteză dreaptă. 5 pe lângă radical din 2 plus 3. Radical din 2 plus 3. Minus. 2 pe lângă radical din 2 plus 1. Închide și paranteza dreaptă. Da. Plus. Radical din 21 minus 13. Minus 13. Pe lângă. Radical din 21 plus 13. Cine lucrează? Tot eu. Ei, tot eu. Tot. Miruna, te rog. 13 minus 3 radical din 2. Deci egal cu 13. 13 minus 3 radical din 2. 13 minus 3 radical din 2. Da. Ori. Deschide paranteza rotundă, 5 radical din 2 plus 15, minus 2 radical din 2, minus 2, încheie paranteza rotundă, da. Plus 21 minus 13 la 2. 21 minus 169, da? Da. 21, n-are rost să mai pun paranteze Miron aici, nu? E plus aici în față. Da. 21 minus 169. Și egal cu? Și egal cu 13 minus 3 radical din 2 ori 13 minus 3 radical din 2 într-o paranteză. Acolo rămâne 3. Unde? E 13. 13 minus 3 radical din 2. Nu, zic paranteză. Aici? 3 radical din 2. Sigur. 3 radical din 2. Nu, o să rămâne 3 radical din 2 plus 13. Plus 13. Plus 21 minus 69, 169, minus 148. Minus 148. Și egal cu 13 la a doua. 3 radical din 2 tot la a doua. Deci 13 la a doua minus 3 radical din 2 tot la a doua. Deci egal cu 13 la a doua minus 3 radical din 2 tot la a doua. Și minus 148. Și egal cu 169. 169, așa este. Minus 9 ori 2, 18. Minus 18, minus 148. Și egal cu 18 plus 148 egal cu 166, deci egal cu 3. 169 minus 166. Egal cu 3. Rezultat corect. 3. Alt punct? Doi radical din 3. Cum? 2 radical din 3. Tudor. Ne face Tudor? Da. 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 Nu, este dormit. 2 radical din 3. Radical din 3. Plus 3, hai scrie și taci. Plus 3 radical din 2. Plus 3 radical din 2. Pe lângă.
paranteză pătrată, 2 ori, da, pe lângă, radical din 3 plus 3, minus 3 pe lângă, radical din 2 plus 2, închide și paranteza pătrată, minus, 4 minus radical din 15, 4 minus radical din 15, să punem într-o paranteză, pe lângă 4 plus radical din 15. Tudor e la comandă, la mașină. Lasă-l, Adi, taci. Egal cu? Egal cu 2 radical din 3, plus 3 radical din 2, totul pe lângă, paranteză pătrată, desfacem acolo, Tudor. Mulțime. 2 ori radical din 3. Deci 2 radical din 3. Plus 6. 6, minus, minus mai e prima. 3 radical din 2, da. Plus 6, minus 3, a, da, minus 6, minus, minus 4 minus radical din 15, a plus, a, 4 la puterea a doua, corect. 4 la a doua, minus radical din 15 la puterea a doua, corect. Și egal cu? Este egal cu 2 radical, 2 radical din 3 plus 3, 3 radical din 2 pe lângă, pe lângă. 6 cu minus 6 se duc, 6 cu minus 6 se duc, 2 radical 2 radical, 2 radical minus 3 radical minus 1 radical, deci mulți cu minus radical din 2 radical din 3, corect? Radical din 3, minus, pun paranteză obligatoriu. De unde radical din 3? Dacă... De unde e radical din 3? Păi 2 radical din 3. Minus 3 radical din 2, domnule. Lăsăm așa. Da, bine, lăsăm așa 2 radical din 3. Nu sunt termene asemenea. Nu sunt asemenea, domnul profesor, a crezut că... Am frână o seală așa. Da. Deci... Nu sunt asemenea. Corect. Da, 2 radical din 3. Deci am avut impresia că 2 radical din 2 minus 3 radical din 2. Da. Deci radical diferiți. Da. Unul din 2 și altul din 3. Și atunci trebuie să zicem... 2 radical din 3. Așa, nu avem ce face. Minus 3 radical din 2. Deci 2 radical din 3 minus 3 radical din 2. Ținem paranteza, minus 16. Da. Minus... minus 15. Da, până în paranteză sau în metru? Paranteză, da. 16 minus 15. Și egal cu? Egal cu... avem termen asemenea... Atenție, nu? Că suntem într-o mulțire, două paranteze, uite la cei doi termeni. Iar A plus B pe lângă A minus B, Tudor. Cine A, cine B? A... A-ul este... 2 radical din 2 radical. Este același lucru și într-o parte și altă. Și B-ul este 3 radical din 2. Într-o parte cu plus, altă cu minus, da? Deci 2 radical din 3, totul la puterea a doua. 2 radical din 3, totul la a doua, minus. Minus 3 radical din 2, totul la puterea a doua. Deci să scriu așa. 2 radical din 3, totul la a doua, minus 3 radical din 2, totul la a doua. Minus 1. Minus 1. Și egal cu? Este egal cu 4, 3, 12, minus... 3, 9, 18. Minus 18, minus 1. Care este egal cu... Nu contează. Minus 4. Minus, minus. Minus 1. Minus... Minus 6, minus 1? Minus 6, minus 1? Minus 7. Deci, mai avem 1 și 2. Este. 3, tu vrei să-l faci? Da. Eu. 3 radical din 7. Anca nu am făcut de mult. Da. Da, Anca. Da, nu am făcut de mult. 3 radical din 7. 3 radical din 7. Minus 2 radical din 5. Minus 2 radical din 5. Pe lângă, paranteză pătrată. 2 pe lângă radical din 5 plus 6. Plus 3 pe lângă radical din 7 minus 4. Închide și paranteza pătrată. Minus 5 minus radical din 2. Pe lângă 5 plus radical din 2. Eu lucrez cu Anca, ceilalți lucrați împreună. Cine dă răspunsul primul? Lase. Deci ceilalți? Lase. Independent. Mama, Veroni. Hai, gata. Egal cu? Eu nu mi-aș. Dar nu zic, vorbesc, vorbesc. Ăsta-l copil, da? Hai, 3. Nu.
sunteți? Pe lângă doi radicali din 5. Doi radicali din 5. Plus... Ai terminat? Ce? Păi unde zic ăștia, acasă? Da! Până și lucrează, mă, vreau să văd cum lucrezi încă înainte. Tudore, cu tine vorbesc. Ești plus cât? Plus 12. Plus 12. Pe lângă... Un plus? Stai, 3 radical din 7. Da. Plus 12. Minus 12 încă. E minus acolo, da? 12, îmi scrie în paranteză, da? Minus? Minus 5 la a doua. În paranteză, da? Da. 5 la a doua. Minus? Minus 2. Minus 2. Da? Mi-a dat 20. Răspuns? 20. Deci, Miruna? 20. Tu doar răspuns, ai avut dreptate. Da! Deci el se gândea, atenție, el între timp se gândea și a zis, ai avut dreptate. Se gândea la vacanță, domnul. În timp ce se gândea. Da. E pe fază. Trebuie să calculezi. Tu dore. Dacă ți-ai întrebuințea mintea la matematică, pe cât îți merge, ar fi extraordinar. Dar nu faci tu asta. Ai tu grijă. Deci, 3 radical din 7 minus 2 radical din 5 ori 2 radical din 5 2 radical din 5 plus 3 radical din 7 așa, 3 radical din 7 că 12 cu minus 12 s-a terminat minus minus 10 nu 10, 5 la 2 fac 25 25 minus 2? 2, 23. 23. Deci, minus 23. Și egal mai departe cu? 3 radical din 7 la a doua. 3 radical din 7 tot la a doua. Minus 2 radical din 5 la a doua. 2 radical din 5 tot la a doua. Minus 23. Și egal cu? 9 ori 7, 50, 7, 9, 63. Da, domnul, stai, mi-a dat și mie 20. Băi, gata, ești. Opa! Da, 63 minus 63, 4 ori 5, 20, sunt în mod sigur, acum, 20, minus 23, 20. Și egal cu 20. Câte este ceasul? Gata, s-a terminat. Gata, și 36. Și 36, am intrat și pe timpul lui Cosmin. Am intrat și pe timpul lui Cosmin. Sinteza orei. Da, hai să punem pe calculul prescurtat. Formule de calcul prescurtat. De calcul prescurtat. Așa. Radical, scriem formulele care le-am utilizat, da. Sunt scrise pe tablă sau cum vreți. Ei, sunt scrise. Da. Exerciții sau ce, no. Ce să scriem? Deci, așa, doi. Radicale proprietăți. Corect. Da? Radicale, proprietăți. Corect. Radicalilor. Operații cu radicali. Exact. Radical. Proprietăți. Operații cu radicali. Radicali asemenea, nu? Corect. Tocmai am făcut eu. Corect, corect, corect. Boacănă. Radicali. Facem o poză și să... Asemenea. Puteri. Am avut aici puteri, nu? Da. Operații cu puteri. Cu puteri. Proprietăți.
Ascultă, o să iau 4, m-aș apresit. Adi, hai să iau 4, m-aș apresit. Așa, propria preț. Da? Și cam astea. Și formulele astea care le-am lucrat. Formulele care le-am lucrat, aici, hai să le zice, le avem de așa. Dar aveți pe toate 4 puse. Deci A la a doua minus B la a doua este egal cu A minus B pe lângă A plus B și vă dau ca temă să găsiți A la a treia minus B la a treia. Andrei, Tibi, aveți, domnule da? Profesor. Deci A minus B pe lângă A plus B, A minus B pe lângă A plus B, am văzut și A minus B totul la a doua, deci este egal A minus B totul la a doua. Și A plus B, totul la doua. Egal. Vezi, vezi, da, la revedere, vă mulțumesc că lăsăm mâna pe prof. Și eu dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Și noi intrăm repede în...